Santa Binecuvântare, fie Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Suntem în această zi și după aceste cântări frumoase, chiar am spus câteva rânduri, câteva idei în aceste cântări, să vedem că toți care suntem în această dimineață deja am fost parte la îndurările și am afirmat din gura noastră îndurările Domnului. Și cred că și cei care sunt pe bancă, toți cred că ne-am închinat și fie ca Dumnezeu să primească închinarea noastră, să fie o închinare după voia Lui. Amin. Amin. În această zi nici nu vreau ca să vorbesc prea multe de introducere, pentru că timpul este destul de înaintat și aș vrea ca să privim în acest cuvânt minunat care a fost citit și ceea ce mă ajută în această dimineață e că sunt aici copii mici, sunt bebeluși, și nu trebuie, vedeți dumneavoastră, atunci când vorbești cu cineva, ai nevoie probabil de poze, de ilustrații, de materiale ajutătoare ca să înțeleagă mai bine. Fiecare dintre noi avem acest material pentru acest cuvânt din această zi, îl avem în casele noastre, îl avem în casa Domnului, îl avem la școală și în multe situații. Și anume copii mici, tineri, adulți, vârstnici, toate categoriile de vârstă. Dar o să începem cu bebeluși, cu copii, care sunt foarte, spune noi, neajutorați, sunt foarte dependenți de mama lor, sunt persoane care sunt foarte vulnerabili în orice moment, dacă nu ești atent, doar într-un scapul. Și acel bebeluș care mai înainte râdea, poate să fie jos, strântit și să fie în disperare de moarte, să plângă pentru că n-ai fost acolo. Și aș vrea ca să citesc trei versete care au fost deja citite, să le recitesc. Și spune, lepădați, da, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și ca niște prunci născuți de curând, ca niște bebeluși, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. La aceste cuvinte care le-am citit, vedem că începe cu un imperativ, cu o poruncă, cu un îndemn. Și am spune noi cum, la un bebeluș nu poți ca să spui o poruncă, nu poți să-i dai niște ordini directive, poți să te atingi și poate o să-ți zâmbească sau o să plângă, depinde cum te uzi, dacă îl sperie. Oare aceasta să se referă la un bebeluș fizic? Nu poți. Dar pe partea spirituală vom vedea că Dumnezeu are această pretenție de la niște persoane care l-au cunoscut într-o măsură pe Domnul Iisus Hristos, care au gustat din Domnul Iisus Hristos, care au fost născuți din nou, are pretenții să vadă schimbare. Am putea spune noi că dacă sunt copilul Domnului, păi Dumnezeu a făcut totul pentru mine în Domnul Iisus Hristos. M-a mântuit, a murit Domnul Iisus pentru mine, a rezolvat, suntem mântuiți prin credință, este darul lui Dumnezeu, este un har și punct. Și este foarte adevărat, dar nu-i tot. Pentru că răspunsul nostru contează foarte mult în fața a ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru noi. Dumnezeu doar a oferit posibilitatea ca noi să intrăm în familia Lui. De ce? Pentru că noi nu suntem născuți în familia Lui în mod automat. Vin copiii cu noi la biserică. Și uneori poate nu vor să vină, dar vin că trebuie să vină și luăm pe sus sau încercăm să-i determinăm, să-i conștientizăm și într-o măsură mai mică sau mai mare aia că sunt de acord, n-am încotro. Dar asta nu înseamnă că sunt parte din familia lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că sunt copiii lui Dumnezeu. Nu-i destul să vii la biserică, nu-i destul să cânți chiar aici în adunare. E un lucru frumos, e un lucru bun, dar nu-i destul. Ca să poți să intri în familia lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să te naști din nou. Acum privind la bebelușii aceștia, n-au fost în mijlocul nostru. În urmă cu un an și două luni, de exemplu, fetița mea cea mai mică, Sara, n-a fost printre noi. Știam că va veni într-o zi. Și așa și noi de multe ori întrezărim, poate la copiii noștri care au ajuns la o anumită vârstă, zicem, ar fi timpul, văd că Dumnezeu îl cercetează și cred că Dumnezeu va produce această naștere din nou pentru că văd că are un interes, văd niște semne. Dar odată venit bebelușul în lume, abia atunci începe viața în această lume. Și
Așa ca să privim la viața noastră, că toți ne-am născut în păcat. Niciun dintre noi nu poate să se spulce pe urechi, să zică m-am născut în familie de copii, tatăl meu și mama mea sunt credincioși, se roagă pentru mine, citesc Biblia, poate sunt și lucrători, slujitori, eu să știu ce lucrare și eu sunt asigurat. Nu există. Putem să ne naștem în familie creștină, mergem direct spre iad. Dacă în viața noastră n-a avut loc o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, o predare a vieții noastre, o pocăință, o părere de rău profundă despre tot și de tot trecutul nostru și o predare totală în mâna Domnului Iisus Hristos ca să ne schimbe, să ne transforme. Și dacă citim în capitolul 51 din Psalm, David însuși spunea: sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămisit mama mea. Dacă privim în Romani, în capitolul 5, versetul 12, și o să rog, fratele Cornel, să ne arate că toți, fără excepție, ne naștem cu aceeași destinație, cu aceeași natură păcătoasă, în aceeași condiție, disperată, fără nicio șansă de a putea să fim cu Dumnezeu în împărăția Lui, în cerul Lui. Romani 5:12. De aceea, după cum printr-un singur om, adică prin Adam, a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. În Efesoni, capitolul 2, cu versetul 1 până la 3, la fel vedem aceste lucruri în care spune că noi, spune Apostolul Pavel, eram morți, adică nu era viață. Nu exista nicio posibilitate în care să vezi că se miște ceva. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. După, mai departe, vă rog, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în firmele ascultării. Între ei eram și noi toți, odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copiii ai mâniei, ca și ceilalți, adică niște ființe venite în lumea aceasta, în mod fizic, dar niște copii ai mâniei, pentru că eram născuți în păcat și plata păcatului este moartea. Și toți aveam aceeași sentință, pecetuită, moartea. Mânia lui Dumnezeu trebuia să vină asupra noastră, a tuturor, fără excepție. Și dacă acasă suntem aici, este că harul lui Dumnezeu a fost nespus de mare față de noi, slăvit să fie El. Dacă suntem aici, nu suntem pentru că suntem mai buni decât ceilalți oameni. Toți ne-am născut în păcat. Niciun din noi, așa cum s-a spus și la ceasul de rugăciune, cum s-a spus că nu poate să-și răscumpere sufletul lui. Și privind la un bebeluș, ne dăm seama, ca să poată să crească, trebuie să se nască, să vină în lumea aceasta. La fel, ca să poți să faci parte din familia lui Dumnezeu, ca să poți într-o zi să auzi acea voce a Domnului Iisus Hristos care va zice: veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Trebuie întâi să naști, să te naști, să faci parte din această familie a lui Dumnezeu. Și spune-mi, de ce a trebuit să mă nasc? Sunt bine așa? De unde să știu eu? Chiar trebuie să fiu născut din nou? Chiar trebuie să-mi schimb viața? Vreau să trăiesc așa și dacă lui Dumnezeu îi va conveni sau vrea să mă ia la cer, bine, dacă nu, nu. Am auzit spunând lucrul acesta printre oameni și a spus: mie nu-mi pasă de ce scrie în Biblie. Dacă lui Dumnezeu îi convine cum sunt, dacă nu, treaba lui. De parcă Dumnezeu ar pierde. Dragii mei, Dumnezeu nu pierde nimic. Dacă El ne-a făcut acest dar, acest har, de fapt aceasta înseamnă harul, un dar nemeritat. Dacă El ne-a făcut acest favor, este pentru că atât de mult i-a păsat de noi. Atât de mult ne iubește, că își dă seama, El știe unde ne îndreptăm. El știe cât de groaznic e diavolul, focul veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui și nu oamenilor. Pentru diavol și pentru îngerii lui, și de aceea a făcut orice Dumnezeu și a fost gata să plătească unicul preț care putea fi plătit și care putea să răscumpere ființa umană, adică pe însuși Fiul Său. Și dacă suntem în această dimineață aici, cum v-am spus, pentru că Dumnezeu vrea să facem parte din familia lor. Nu este târziu. Dacă suntem în această dimineață, fie că suntem tineri, copii sau mai vârstnici, trebuie să existe o naștere din nou. Vom spune, pe cum suntem deja în vârstă? Nu contează.
Aceasta este condiția obligatorie să fii copil al Domnului, să fii născut în familia Lui. Și vom vedea aceasta în Coloseni, ceea ce a făcut Dumnezeu cu cei care au acceptat această ofertă. Coloseni 1 cu 13. Cuvântul Domnului spune prin Apostolul Pavel și o să profit de faptul că avem la dispoziție cuvântul Domnului scris și va fi mai repede să găsească fratele Cornel. Pasă câteva tații și apare, mă chinui să dau foile. El ne-a izbăvit, atenție, ne-a izbăvit, adică eram prinși captivi, capturați. Ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei, dar n-a făcut-o cu forța. Nu este o răpire. Nu este ceva în care te forțează cineva să vii de aici, din domeniul ăsta, în ăsta, prin acceptul nostru, prin faptul că spune, Doamne, sunt păcătos, sunt pierdut. Cuvântul Tău m-a confruntat. Îmi dau seama de starea mea disperată, că sunt fără șansă de scăpare. Am nevoie de Tine. Îmi pare rău de viața mea. Aceasta e, de fapt, pocăința noastră. Când vedem mizeria noastră privind la lumina Evangheliei. Pentru că putem să privim la alții și să nu vedem mizerie în viața noastră. Putem să ne vedem întotdeauna mai bun decât alții și așa ca și copii, de multe ori ați observat se pun unul pe lângă altul și se compară cu celălalt, zice, eu am mai crescut, sunt mai mare. Se pune peste câteva, zice, măi, te-am ajuns, chiar dacă ai fost mai mare decât mine. Și am observat, sunt niște saturi în creșterea copiilor. Și noi de multe ori avem această tendință să ne comparăm cu biserici, cu persoane din biserică, cu persoane din imediata noastră apropiere, să zicem, măi, eu sunt mai spiritual, eu sunt mai bun, eu sunt mai așa cum vrea Dumnezeu, greșit. Până nu ne comparăm cu sfințirea lui Dumnezeu, cu standardul lui Dumnezeu care este în cuvântul lui, nu vom vedea realitatea cine suntem. Pentru că au fost multe, chiar biserici, care și-au văzut o stare înaltă, o statură înaltă. Și au zis că ele sunt sau că ea este. Și Dumnezeu a zis, nu știi că tu ești altfel, exact invers cum te pretinzi că ești. Și ești. Știți dumneavoastră ce a spus calificativul din bisericii din Laodicea. Și Dumnezeu a continuat acea soluție, acel îndemn la pocăință. A venit într-o zi la Domnul Iisus un om în vârstă. Numele lui era Nicodim și era un om învățat, un om mare între iudei. Un om care știa Sfânta Scriptură, Tora, legea Vechiului Testament, prorocii, psalmii, le știau și le învățau de mici. Aveau perioade, era ca o școală în care intens învățau Cuvântul lui Dumnezeu. Și vine Domnul Iisus și vine noaptea. Ioan capitolul 3. Ca să vedem că, fără excepție, avem nevoie să ne naștem în familia Domnului Iisus. Ce s-a venit la Iisus noaptea și a zis, învățătorule, știm că ești un învățător, vine la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, că acum ar putea Domnul Iisus să fie răspuns într-un alt mod, dar parcă simt pe Domnul Iisus, el trece direct la problema urgentă, stringentă. Nu mă gândiri, nu figur, nu să încerce să-l pere ca să ducă pe drumul care vrea el, Nicodim, n-a reușit. Domnul Iisus a confruntat deja, a zis, adevărat, adevărat îți spun, problema e asta ta, tu trebuie să rezolvi problema asta, nu admirație, nu să fii încântat de ceea ce vezi, nu e suficient. Poți să vii la adunare și să-ți placă cântările, poți să-ți placă cuvântul, să-ți placă multe lucruri și să fii atras de atmosfera, că e mai bine decât să stai acasă, bai și părtășie, socializezi cu alții. Dar Domnul Iisus a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu. Tu doar guști, doar vezi niște picături din Împărăția lui Dumnezeu, dar nu o vezi, nu o poți vedea. Te bucuri în câteva momente, dar nu s-ai parte. Și mai departe spune Nicodim, că era în vârstă, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua în cântecele mari și să se nască? Și Domnul Iisus îi răspunde, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Și spune mai departe, ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. Această schimbare, această naștere, această strămutare, nu putem face noi cu forța noastră. Putem să ne angajăm la nu știu câte metode și rețete de sfințenie și de apropiere de Dumnezeu, că nu țin până la o vreme. Dar când vine Duhul lui Dumnezeu,
cu acceptul nostru, prin strigătul nostru disperat și spunem, Doamne, vreau să fiu mântuit. Atunci se întâmplă schimbarea. Atunci are loc nașterea din nou, în urma recunoașterii noastre, a pocăinței noastre, a credinței că Dumnezeu este singurul care ne poate izbăvi. Și mă rog Domnului în această dimineață să binecuvânteze fiecare suflet care este în acest loc. Și dacă vreun suflet încă nu face parte din familia lui Dumnezeu, dacă un suflet încă stă de partea cealaltă și doar privește, poate ca și Nicodim, chiar dacă era în vârstă și știa multe, în această dimineață Duhul lui Dumnezeu să cerceteze fiecare suflet și aș vrea ca toți să fim de partea cealaltă, adică în împărăția lui Dumnezeu să fim născuți din nou. Dar oare destul? Uitați-vă la un bebeluș. Te bucuri când vine familie și mergi cu flori la spital mai departe, ești în tata acasă cu copilul meu, să mergi acolo. Și te bucuri și mă aduc aminte, la, vă spun proaspăt și cred că e mai simplu să înțelegem că toți, chiar frații, am avut frați mai mici, s-au văzut bebelași și vedem și sunt așa de scumpi. Și îți vine tot să iei în brațe, să te joci cu ei și îți drăgălași. Dar acel copil are nevoie de lapte, are nevoie de mâncare. Și nimeni nu poate să dea cel mai potrivit aliment, cel mai bun atât decât mama care l-a născut. Am scris aici câteva lucruri, că nu sunt eu specialist în domeniul ăsta. Despre lapte, cât de important este laptele matern pentru nouul născut, asta spune cuvântul Domnului, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Și privind la lapte spune medicina și realitatea, o vedem cu ochii noștri, adică rezultatele le vedem, conține tot ce are nevoie nou născutul. Nimic nu există ca să ar trebui mai adăugat asta, pentru că lapte nu se găsește. Tot ce are nevoie nou născutul să se dezvolte normal, să crească. Este ușor de digerat, pentru că stomacul lui nu este obișnuit cu mâncare, deocamdată. Protejează copilul de infecții, de bacterii. Mama este ca, laptele mamei este ca și o protecție, ca, îl învăluie în această protecție, îl imunizează. Întărește relația mamă-copil. Este o mâncare inteligentă. Și când am văzut cuvântul ăsta, ce înseamnă inteligent? Știți, s-am găsit. Laptele mamei se adaptează la nevoile copilului. Dacă este un copil care este născut, de exemplu, prematur, laptele, Dumnezeu așa a creat această compensare, cât laptele furnizează tot ce are nevoie copilul să adauge din grăsimile, din proteine, tot ce are nevoie în a-l ajuta să se refacă cât mai repede. Și este un calmant extraordinar pentru copil. Plânge bebelușul cât de tare și când îi primește laptele pe care îl dorește și-a venit, încetează din plâns. Nu s-a făcut niciun tratament, nicio intervenție. Dar tace, pentru că acolo se simte cel mai în siguranță și e ceea ce primește, ce are nevoie. De ce a adus Apostolul Petru acest cuvânt în fața noastră? Pentru că vedem din generație în generație imaginea acestea le vedem în fața noastră. Vedem această dorință a bebelușului după mama lui, după laptele de la mama lui. Și spune Petru, exact la fel ca niște copii născuți de curând, trebuie să fiți și voi născuți, cei născuți în familia lui Dumnezeu, să doriți laptele duhovnicesc și curat. Nu e vorba de un lapte fizic, ci este vorba de cuvântul acesta. Acest cuvânt poate ca să aducă tot ce avem nevoie pentru hrana noastră, pentru dezvoltarea noastră fizică. Nu-l mâncăm, nu putem să ne dezvoltăm. Nu ne însușim, nu putem să creștem. Nu ne însușim, suntem așa de repede bătuți de toate bacteriile și infecțiile lumii acesteia. Nu ne însușim, suntem așa de ușor clătinați. Dacă nu ne însușim, nu putem ca să avem o relație cu Cel care ne-a născut, cu Dumnezeu. De aceea, cuvântul Domnului această dimineață ne atrage atenția să privim la această imagine vie, la un copilaș. Și așa cum îl vedem că el dorește, cu atât mai mult noi să dorim să mâncăm din Dumnezeu, din cuvântul Său. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți care suntem în această dimineață, să dorim acest cuvânt. Laptele nu este un aliment foarte tare, de aceea este nevoie acest bebelaș să mănânce, să mănânce și să crească. Dar imaginați-vă dumneavoastră dacă ați vedea un bebeluș, după 2 ani, tot bebeluș.
aștept și mă ceva probabil, nu e același vin ca și ceilalți. După 3 ani, tot bebeluș, numai lapte mănâncă. La 5 ani, nu vrea ceva decât sticla cu lapte. Ajunge la 8 ani, vrea numai lapte. La 10 ani, lapte. Ești liniștit? Ești mulțumit? Te bucuri? Nu. Fiecare lucru își are o etapă în viața aceasta. Și este trist atunci când Dumnezeu privește la noi. Și după un an de pocăință, după 2 ani de pocăință, după 10 ani, după 15 ani, vrem să mâncăm numai lapte. Adică, știți cum e un copil micuț când bea lapte? E foarte, am spus, vulnerabil, are nevoie tot timpul să fie răsfățat, să fie, să dea atenție, să fie în mijlocul atenției, în centrul atenției. Și uneori, vezi, copilul vrea numai el să fie lângă mama. Și cam așa și poate nou născuți în familia lui Dumnezeu, e o perioadă în care ei au nevoie de mai multă grijă, de mai multă îngrijire, sunt mai sensibili și e normal să fie așa. Ce e important să crească, să mănânce acest lapte. Nu pot ca să asimileze toate lucrurile. Nu pot să înțeleagă toate lucrurile. Dar vine și această etapă și dacă nu vine, e o problemă. Dar acum aș vrea ca să privim. Pentru că poate să fie o problemă în viața noastră dacă nu se întâmplă această creștere. Și am notat aici, în Evrei, capitolul 5. Am notat la numai găsesc, dar uite mai am amintit. Capitolul 5, Apostolul Pavel vine și face o remarcă foarte zguduitoare, spune noi. Și spune în versetul 12, din capitolul 5, în adevăr voi, ar de mult trebuia să fiți învățători. Aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte. Ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Dumnezeu ne vrea, dar odată ce am intrat în familia Lui, ce ne-am născut, când începem să mâncăm, să înțelegem tot mai mult cuvântul Său, vrea să ajungem la o statură de oameni maturi. Oameni care, chiar dacă experimentăm, ca și tine, multe, avem multe experiențe în viața noastră și dăm cu capul de multe și învățăm poate din experiența noastră cât de usturători să ne avem grijă, să nu fim atenți, să ne ascultăm, să o luăm de capul nostru crezând că noi știm pe toate și noi le putem pe toate. Și cam așa se poate întâmpla și pe care credințe. De multe ori crești, ai anumite experiențe care încearcă să te destabilizeze, încerci să te regăsești, să vezi, stai, în ce direcție o iau. Sunt pe calea bună sau nu sunt pe calea bună? Dar rămânând la cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea întotdeauna direcția și Dumnezeu te ajută ca să te ridici și să mergi înainte și să poți birui pe cel rău. Dacă nu avem cuvântul lui Dumnezeu în noi, nu putem să avem sursa de a birui păcatul. Psalmul 119 cu versetul 11 spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dacă nu strângem această muniție, acest arsenal în viața noastră, suntem niște prade ușoare în fața diavolului, în fața vrăjmașului. Dacă nu începem să mâncăm și hrană mai consistentă, nu poți trimite un bebeluș la război, el trăiește, el nu poate să se lupte. Dar mâncând și crescând, te aștept să crească mare. La fel așteaptă și Dumnezeu în viața noastră. Și Dumnezeu vrea mai mult să ne vadă oameni, așa cum în versetul a fost citit din versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Dumnezeu vrea ca pe umărul nostru să apese responsabilitatea, ca și în rândul nostru să putem să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. În viața noastră de creștin trebuie să aibă loc aceste etape. Născut din nou, copil în Hristos, tânăr în Hristos și apoi oameni tari, bătrâni, dacă putem să spunem, oameni care privesc în urmă și văd cum Dumnezeu a lucrat, experiența lui Dumnezeu în viața lor. Cred că din fiecare dintre noi în această dimineață putem să spunem că am gustat ce bun este Domnul. Am notat aici câteva din cântările care au fost
cântate de noi. Și noi le-am cântat, asta înseamnă că am afirmat noi despre Domnul Iisus și despre bunătatea Lui. Și spune o cântare în Sfântul Mesager, Rătăcitor Lume, spune: cum să nu-i cânt când cu atâta milă m-a luat în brațe, când ziceam căzut, când ziceam zdrobit, când celor din jur le inspiram doar silă, El cu drag m-a luat, că m-a iubit. Când mi-a fost mai greu în foc și în încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Apoi o altă cântare: Iisuse, pentru mine cerul ai părăsit. Un alt vers în această cântare spune: Tu ești Mântuitorul, iar eu copilul tău. Ultima cântare a tinerilor, care au cântat-o, spune: pentru drumul spre viață și nu spre mormânt îți mulțumim. Pentru tot ce în slavă vom primi, îți mulțumim. Asta sunt câteva cânturi care am reușit să le pun aici, ca dovadă că noi afirmăm. Nu putem să spunem: Doamne, nu văd bunătatea Ta. Eu n-am gustat din bunătatea Ta. De câte ori n-am fost în probleme? De câte ori n-am fost în impas și n-am știut ce să facem? Și n-am plecat. Sau poate s-a plecat părinții pe genunchi și n-am plecat și noi cu ei. Și n-am știut poate să spunem multe lucruri. Dar am văzut intervenția lui Dumnezeu. Am văzut aceasta așa un experiment dat în viața mea și cred că și dumneavoastră. Chiar dacă suntem într-o țară, zicem noi, prosperă, e o țară unde problemele sunt la ele acasă ca și în România și ca peste tot. Necazurile ele acasă pentru că suntem pe un pământ în care bântuie cel rău. Pe un pământ care este, din cauza păcatului, blestemat, este apăsat de diavol și vedem consecințele păcatului. Nu putem să ne ascundem și să plecăm în nicio parte a pământului și să nu avem probleme și necazuri. Vedem bunătatea Domnului care se pleacă spre noi în fiecare zi. Apoi, vedem promisiunile lui Dumnezeu care e de lăsat în cuvântul Său. Dacă vrem să le acceptăm, nu stăm din ele în fiecare zi. Dacă suntem aici în această dimineață și nu suntem la spital, este că a arătat Dumnezeu încă într-o zi că are har pentru noi, că vrea să ne apropiem mai mult de El, că vrea să iubim mai mult, să conștientizăm că viața noastră nu e mâna noastră, dar dacă ne arată o zi, să nu uităm că eu datorăm Lui toată întinarea și slava noastră. Oamenii din vremea Domnului Iisus au văzut cu ochii lor fizici minunile Domnului Iisus Hristos. Vindecări, eliberări, cum furtuna s-a potolit, cum dracea a ieșit din oameni și oamenii au rămas întregi la minte, au văzut, au mâncat din pâinile care au fost înmulțit din Domnul Iisus, au gustat din El. Au gustat din frumusețea Domnului Iisus și totuși, cei mai mulți au rămas la această stare. Dacă am gustat că e bun Domnul, haideți să facem ceea ce ne cere în această dimineață cuvântul Domnului, să dorim laptele acesta. Și apoi să dorim hrana din cuvântul Domnului ca să ajungem la o stare de neprihănire, adică să trăim cum vrea Dumnezeu. Să nu avem nevoie tot timpul de propte, tot timpul de îndemnuri, nu stă, de ce așa? Să ajungem oameni pe picioarele noastre prin puterea Duhului Sfânt, să putem noi să fim niște ostași al lui Hristos. Nu să fim niște oameni, niște apărați tot timpul, oameni mici, copii mici, care să tot timpul cineva să ne poartă de grijă, cineva să ne protejeze. Și cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod în viața noastră și să creștem. Și apoi, dacă vrem cu adevărat să se realizeze lucrurile acestea, în textul care a fost citit spune: lepădați. Nu putem să fim într-o stare de povară lui Dumnezeu cu arsenalul nostru, cu lucrurile care vrem să le păstrăm. Cuvântul Domnului spune clar: lepădați, da, dacă ați gustat ce bun este Domnul. Dacă ați văzut bunătatea Domnului în viața voastră, dacă vedeți cum El se pleacă spre voi, lepădați, dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă și de clevetire. Ce e răutatea? E lipsa bunătății, e lipsa compasiunii și de multe ori o vedem, așa e cum ne încearcă. Să nu credeți că dacă suntem pe calea mântuirii de 10 ani, gata, aceste lucruri nu mai au nimic de a face cu noi. Ba da! Pentru că cuvântul Domnului ne spune că toată viața cât trăim pe acest pământ suntem atacați. Și ascultați ce spune în capitolul 1, versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți. Adică ai fost izbăvit de acolo și poți să fii din nou târât. Unde? În poftele pe care le aveați altă dată, când erați în neștiință. Și după cum ceea ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți. În toată purtarea voastră, că ce se scris,
Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Și dacă noi nu lepădăm din viața noastră lucrurile rele, acestea ne vor macina. Și vedem de multe ori răutatea cum încearcă să se manifeste și arate cu oții. Și încercăm noi să o îmblânzim, să ne prefacem. Și așa cum spune aici cuvântul Domnului, leapădă și prefăcătorii asta. Și Domnul Iisus îi certa pe cărturași și farisei că erau fățarnici. Erau oameni care se prefăceau că îl slujesc pe Dumnezeu. Dar inima lor, spune, era fierea mare, era răutate, era tot ce poate fi mai rău. Neascultare, neîmblânzire, negăduință, tot ce înseamnă firea noastră pământească atunci când vrea ea să iese la evidență și să arate că ea are dreptate, că ea trebuie să fie pe locul întâi. Și cuvântul Domnului spune să le pădim aceste lucruri. Că dacă Dumnezeu le pădă, nu putem să fim pădim. I-a spus Domnul Iisus, dacă vorbește cineva să vină după mine, nu poate să vină după mine, nu poate să fie al meu, nu poate să fie copilul meu, ucenicul meu, slujitorul meu, decât dacă se leapădă de sine. Și aici, în lepădarea asta de sine, nu putem să epuizăm lista în această dimineață. Fie dacă interior putem să privim în interiorul nostru, să vedem ce anume este sinele nostru, ceea ce vine în contradicție cu caracterul care vrea Dumnezeu să-l avem. Și aș vrea ca să mai citesc din Efeseni, din capitolul 4, unde vedem iarăși că Dumnezeu ne cere nouă, credincioșilor, copii fiind mai în vârstă pe care am mântuit, avem o luptă de duș și întotdeauna trebuie să ne păzim. Diavolul vrea să ne tărască înapoi, chiar natura noastră păcătoasă vrea să ne tragă înapoi. Dacă nu credem în cealaltă natură spirituală, să fie mai puternică și să spunem nu, să ne ferim, să avem puterea să ne împotrivim diavolului, că numai așa va fugi de la noi. Dacă ne putem împotrivi, dar cu ce te împotrivești, dacă nu ai putere, dacă n-ai vlagă, dacă n-ai resurse, dar atunci când avem cuvântul în noi și acest cuvânt ne schimbă și ne transformă, diavolul nu stă în fața cuvântului Domnului. Trebuie să plece, pentru că e putere cuvântul Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. Efeseni capitolul 4 spune, chiar la creștini, versetul 20, se pare că era o problemă și le atrage atenția și spune versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Că de multe ori, noi ca și oameni, suntem în biserică și de la un moment intră lumea în biserică, în adunare, în biserică, nu se poate să intre. Și avem impresia că asta e biserica. Și Pavel zice, hei, opriți-vă, voi n-ați învățat așa pe Hristos? Dacă, iarăși omniția, poți să înveți de la mulți, dar nu înseamnă că e învățătura curată. De aia trebuie să ne raportăm la laptele duhovnice și curat, la învățătura sănătoasă, la ceea ce găsim aici, autentic, cum spunea fratele Iosif, Duhul Sfânt. Este singurul interpret care nu dă greș niciodată. Și dacă suntem sinceri, avem probleme, nelămuriri în viața noastră. De multe ori vrem să căutăm oameni care să ne spună pe limba noastră, dar pe placul nostru. Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să ne spună, să ne confrunte cu adevărul, ca să fim liberi, ca să ne dea libertate și să fim cu adevărat copiii Lui și să rămânem mai liberi totdeauna. Și spune, dacă cel puțin ați ascultat, că poți să auzi și să ne asculți, poți să vii la casa Domnului și să intre pe oricât să se parta. Sau, pur și simplu, din cauza altor preocupări, această mânță, cum a zis Domnul Iisus, poate să fie înăbușită și să ne aducă rod. Și venirea noastră poate fi în zadar, așa cum cântăm. Spunem, dar voi n-am putut să învățați așa cu Iisus, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului, care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o smeriganie și sfințenie pe care o dă adevărul. Și iară spune să ne lăsăm după care trebuie în fiecare zi să facem curățenie. Că nu faci acasă odată curaj și gata, am făcut. De multe ori mai vorbim acasă și spune da, în fiecare zi, da, în fiecare zi. În fiecare zi mâncăm, în fiecare zi e nevoie de curat în viața noastră. În fiecare zi suntem confruntați și atacați de diavolul în diferite moduri. În fiecare zi trebuie să le mărturisim, să ne lăsăm. Și spune Apostolul Pavel, de aceea, lăsați-vă de minciună. Și nu se adresează lumii, se adresează celor care zică copiii Domnului. Oare când am mințit ultima oară? Când am spus adevărul pe jumătate? Dacă ne-am cercetat?
și am vrea să încercetăm proiectul, Duhul Dumnezeu ne ajută să facem viața noastră. Asta e numai un lucru care am zis. Dar cuvântul Domnului îmi dea multe lucruri care trebuie să lăsăm. În Colosesc spune, lăsați-vă de vrășmășie, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Foarte multe lucruri care noi le vedem de multe ori în viața noastră și dacă nu, ne lăsăm de ele și în fiecare zi nu luptăm, cădem în frânți. Apostolul Pavel spune, dar atent, ce se întâmplă lui Iisus Hristos? Și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dragii mei, vreau să mă opresc și vreau să spun, dacă vrem să fim așa cum ne-ar place, dacă vrem cu adevărat să fim ai Domnului până la sfârșit, dacă vrem cu adevărat să fim cu El, să nu fim rușinați când se va arăta El, să nu ni se spună plecați de la mine, voi toți, lucrătorii fără de legi, pentru că acești oameni au venit și au spus, noi am făcut în numele Tău, noi am cântat, am slujit, am făcut minuni, am prorocit, am predicat, multe, multe lucruri. Și răspunsul mi-a zis, stai puțin, mai am o agendă, o să mă uit și în aia și o să văd dacă într-adevăr. Răspunsul a fost categoric, plecați de la mine. Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Este o zi, chiar dacă suntem poate bătânți cel mai pe calea pocăinței sau tine sau copii, este o zi de cercetare în care să privim viața noastră și să dorim acest lapte care ne poate mântui sufletul. Să dorim această hrană pentru cei care am crescut. Să fim cu adevărat folositori, destoinici pentru orice lucrare bună. Și în același timp să fim ochii pe natura noastră păcătoasă, că în fiecare zi trebuie să le pădăm. Trebuie să le pădăm. Am gustat din Domnul. Îl vom vedea de plin, îl vom vedea față în față, vom fi cu El pentru totdeauna. Dar se cere și din partea noastră muncă în fiecare zi, împotrivire, luptă, jertfă, sacrificiu și cu siguranță vom auzi acea voce a Domnului Iisus care va zice vino, slugă bună și Domnul să facă lucrul acesta și noi să auzim fiecare care se primă această zi acel glas al Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă chem, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare și părtășesc în această dimineață atâta cât a fost rânduită din partea Domnului, să încheiem cu o rugăciune de mulțumire. Eu cred că toți avem motive să-i mulțumim lui Dumnezeu, de aceea vom face o rugăciune comună în care îi vom mulțumi Domnului și ne vom încredința viața pe mai departe în mâna Lui.